Bună ziua și bine v-am găsit în ediție de Lifestyle. Avem o prezență fermecătoare, o doamnă frumoasă, o cântăreață, o profesoară de muzică, o prezență superbă pe scena Eurovisionului. Bună ziua, Raluca Ocneanu! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și pentru prezentare. Da, ești, cum să spun, speranța noastră la Eurovision. Wow! Și da, de ce nu? Și întotdeauna oamenii care au iubit muzica și au așa largă paletă de deschidere cum ai și tu, de a cânta toate genurile muzicale, de a aborda totul cu dragoste și de a radia pe scenă. Mulțumesc. Sunt frumos. Persoanele potrivite pentru a ne reprezenta, cred eu. Eu o să încerc acest an, am mai multe piese scrise pentru mine. Dacă publicul va dori prezența mea cu atât mai mult. Spuneai despre aceste genuri muzicale de a cânta cu ușurință. Nu le poți cânta oricum. Sigur. Aici vine și partea studiului. Normal. Nu poți să spui eu mâine o să cânt muzică populară. Nu. Aici intervine un conservator, un studiu de ani de zile. Deci pe lângă talent 1-2%, 99% muncă. Multă muncă. Am spus mereu, a fi carismatic, eu cred că este o calitate înnăscută, nu ai cum să o dobândești în timp. Sunt anumite persoane care au o sclipire. Da. Nu știi de ce. Place. Pur și simplu vezi persoana respectivă magnetismul, și spui, da, îmi place. Deci acea persoană așa este, solară. Eu am dat mereu exemplul lui Fuego, în ideea în care eu am fost în același an cu el la festivalul Mamaia, pe atunci cel mai important festival, și apărea acest băiețel drăguț, simpatic. Eu atunci am luat trofeul, el nu a luat niciun premiu. Și ca să vedeți ce a însemnat munca, pentru că el este un băiat care a venit de departe, părinții au făcut foarte multe sacrificii, nu a renunțat niciodată și s-au văzut rezultatele, da? Și chiar dacă e atât de comentat, e o voce specială și unică, specială, da? Și are cântece pe care noi toți le fredonăm. Are un stil al lui, da, care și l-a impus. Acum nu trebuie să ne placă personal, nu, dar putem să recunoaștem talentul. Asta, și să apreciem un artist, da? Da. Deci nu se pune în discuție. Dar de atunci spun acest magnetism. Deci când intra în încăpere, totul radia. Capta, da. O fire foarte veselă. Deci știai că acest copil o să devină un artist. Nu exista un de ce. Și am fost convinsă dintotdeauna că va reuși și așa a fost. Da. Ei, ce să zic, e frumos să muncești și la un moment dat să ai și încununarea muncii tale, recunoașterea, da, tuturor, pentru că, de fapt, un artist fără aplauze nu este pe deplin satisfăcut. Cu toate că este foarte greu și să spun de ce, pentru că la noi în țară nu există o industrie muzicală. Deși avem o industrie extrem de muzicală, să zic. Da, nu extrem de muzicală, extrem de comercială, dar nu există acea piață să poți să spui acel produs să-l vând la. Da. Mai nou cu YouTube, unde toate piesele sunt postate, nu mai există discuri care se vând, deci da, și nu mai există acea voce de cu deschidere, cum eram noi celebri, da, cum sunt italienii și celebri, da, în toată prin lumea. Vocalitate. Exact. Deci, prin asta cred eu că sunt și românii buni în muzică, da, nu neapărat prin look, și prin look, dar gardat de, cum dar să zic, acest lucru de fond. Poți realiza, pentru că cu noi toți artiștii cântăm în restaurante, evenimente, nu este nimic rușinos. Și acel public este un public foarte exigent, pentru că este mult mai greu să cânți în fața unei persoane care a venit să se relaxeze și nu a venit la un spectacol. Da, și care așteaptă și care ce așteaptă de la tine ceva. Ceva, da, care să-i atragă, da, atenția, da? Și acolo intervine de fapt capacitatea ta de a te modela, de a vedea în timp și a ghici de fapt ce dorește acea persoană. De ce spuneam mai multe stiluri muzicale? Cât de bun ai fi, la un moment dat, dacă tu cânți aceleași melodii, te plictisești. Da, este, da. Și pe mine m-ar plictisi cineva să ascult că îmi cântă numai cover-uri, de exemplu, da? Nu ai cum. La un moment dat, după un păhărel de vin bun românesc, vine și un cântec de petrecere. Vine, logic, și un cântec de petrecere, da, care și tu îl simți că vrei să crească seara ta. Sigur, acolo trebuie, da, să simți tu acel puls. Evident, nu toate restaurantele au acest spațiu dedicat, dar trebuie să-ți cauți
locațiile care să te pună în valoare, da? Care să poată să-ți dea această posibilitate de a te desfășura. Acum vorbește nu numai profesorul, nu numai interpretul, ci și profesorul de canto și de muzică și, cum să spun, îmi dau seama că așa practic pornesc cei care vin și află tainele acestei meserii. Da. Este mai frumos a profesa. De ce? Pentru că eu nu sunt un clasic profesor care decât formez o voce. Eu vreau să formez artiști. Este o mare diferență, da? Asta în fața unei camere de luat vederi. A ști cum să zâmbești. Sunt mici secrete. Care nu mari poate, secrete. Mari secrete, da? Care nu oricine poate să ți le pun acolo unde trebuie, da? Sunt mici detalii. Adică să te cunoască, să te vadă, să te intuiască și să-ți spună de ce sfori anume să tragi, pentru că nimeni nu e perfect. Nu. Și mai ales când ești în fața unor camere de luat vederi, poți, nu știu, poți să fii foarte frumos în viața de zi cu zi, dar să nu știi să stai acolo, da? Poate să spune cineva, ce frumos ești la televizor. Da. Într-adevăr, poate persoana aceea este telegenică. Exact. Dar știe și cum să stea în fața camerei. Multe știe persoane când este sunt privită și știe când să zâmbească. Într-adevăr, eu am un zâmbet fermecător și știu acest lucru. Da. Nu, ești fermecătoare, într-adevăr. Acum încerc să și glumesc. Nu, și ca prezență și ca, nu știu, așa, când apare undeva, chiar radiezi și ești un om și bun și frumos. Și mulțumesc, mulțumesc. Firește, glasul aduce deci plusul. Pentru mine muzica, dacă cineva mă întreabă tu de când cânți, este o întrebare clasică. Eu și retorică dintotdeauna. Pentru că eu de mic am știut ca să fac această meserie. Nu m-am văzut în altceva decât a cânta și îmi place să dăruiesc emoții. Vorbeam și pe hol cu colegii tăi de aici și spuneam că nu este atât de simplu să ghicești cine este în fața ta și să-i dăruiești acea emoție, da? Nu e deloc simplu. Nu este deloc simplu. Eu mă expun foarte mult și dacă o să ai ocazia să vii într-o locație unde cânt eu... Cu mare plăcere. Noi toți de altfel o să te urmăm pe oriunde dacă mergi. Dacă urmăriți postările mele de pe Facebook, vedeți unde cânt. Acolo pun tot felul de poze din diferite locații. Tot programul meu este acolo. Folosesc Facebook-ul ca parte artistică. Da, e foarte bună alegerea pentru că practic e cea mai... Da, nu confund, adică nu pun poze cu familia, nu am nicio legătură aceste... Dar știu că familia te susține. Mă susține toate, foarte mult. Am un soț pe care l-aș relua ca soț și mâine. Ce frumos! Suntem împreună de 17 ani. Mulți am înainte crescut să fiți fericiți. Împreună, și să spunem. Frumos, frumos. Este cel mai mare fan al meu. Am un băiețel foarte frumos de 10 ani. Să vă trăiască, deci super. Mi-am făcut la momentul potrivit toate micile lucruri. Bine, au venit, că nu le-am programat, au fost să fie. Și tocmai făcând o meserie care îmi place, eu mă simt bine, sunt fericită. Având și echilibru de acasă, cu atât mai mult bucuria de a sunt liberă, profesa, nu am bariere. Și în această meserie nu poți să ai bariere. Pentru că dacă e o mică barieră, tu nu mai știi unde să te încadrezi, da, cu acea barieră. Spune stop și nu ai cum să ai stop, pentru că tu ești în contact permanent cu publicul. Și întotdeauna publicul se schimbă. În fiecare seară este alt public. Nu poate să fie la fel cum a fost o seară înainte. Da. Deci confortul mental din familie este cel mai important. Baza. Deci nu ai cum. Trebuie să ai un echilibru al tău. Eu când lucrez multe zile, poate să pară ciudat, stau foarte mult singură. Am educat acest lucru și să spun de ce. Pentru că tu vii seara foarte obosit. Nu mai ai nevoie de gălăgie, de sunete, pentru că acolo sunetul este foarte puternic și ai nevoie să te așezi. Ești relaxare, acolo, da, tot. Pur și simplu, să fii tu cu tine. Am uitat să fim cu noi. Nu prea avem timp de noi, da? Și trebuie să găsim acea parte care să fie mereu a noastră. Poate este o doză de egoism. Sau de respect, cum e. Dar mi-am impus acest lucru pentru că înainte de a fi mamă și de a fi soție, eu sunt femeie, am nevoie de mine.
Păi ai nevoie de tine ca să fii iubită de cei care da, te iubesc. Și eu spun mereu că pe mine mă cheamă Raluca și Elena. Când sunt acasă sunt Elena și pe scenă Raluca. Și foarte vorbim împreună, bine. Vorbim, foarte comunicăm. Bine. Am văzut că și Beyoncé are așa un alter ego. A, da? Da, nu știam. Deci da. Trebuie să fie acest lucru. Eu sunt o persoană foarte simplă în viața de zi cu zi, sportivă, fără fard. Deci sunt o altă cu totul și cu altă, tot o altă persoană. Tot o frumoasă și dinamică, da, și mămică dinamică, și soție. Și da, nu aș putea să nu fac ceva, nu pot să stau fără să fac ceva. Sunt un săgetător, cum a spus Luiza, mulțumesc pentru invitație conducătoarei noastre. Prietena mea, prietena... Luiza, și îi mulțumim pe această și ocazie. Și este săgetătoare, da. Și mai spuneam că de trei ori mereu... noi mereu suntem active, poate prea active, dar așa suntem noi. Și de asta spun că ziua mea este foarte plină, nu am o zi liberă. Asta e foarte important. Da, și încerc să-mi ocup zilele cu lucruri care să mă fac să mă simt bine. Adică poate să fie și o mică plimbare. Când zici ce fac astăzi, am 2 ore libere, hai să merg să mă plimb. Sunt cu mine. Ce frumos! Eu zic să urmărim și noi un pasaj din ceea ce... vorbeam ești, noi. Ești tu ca artist, ca să-și da. Facă și telespectatorii noștri o idee și după aceea continuăm dialogul. Cu drag! Încântătoare prezență, Raluca este aici alături de noi. Mă bucur că și dumneavoastră ați putut să o admirați la adevărata ei valoare și așteptăm mult mai mult de la tine. Adică eu vreau chiar să luăm Eurovisionul. Și eu aștept foarte mult de la mine, dacă mi s-ar da și această posibilitate, pentru că și eu depind de persoane care știu poate mai mult decât mine. Da. Dar m-am debarasat de acest lucru. La un moment dat, acum vreo 4-5 ani, am avut așa un moment
urât, să spunem. Greu, că greu, da, simțeam că eu fac și nu sunt înțeleasă și poate ceea ce fac eu nu este bine. Și mi se dădeau mereu sfaturi ce să fac și cum să fac. Sfaturi venite de la niște oameni care întâmplător sunt impresari, dar eu consider că n-au ce să dea sfaturi de, să, da, de specialitate. Dar, da, din păcate, au rămas aceste persoane. Și într-o zi mi-am spus, dar eu fac această meserie pentru că o iubesc sau pentru că așa trebuie să fie? Și mi-am spus, eu iubesc această meserie. De azi înainte voi cânta ceea ce simt eu, nu ceea ce mi se impune. Și de atunci a început să meargă treaba foarte bine. Deci ți-ai ascultat inima, da, ce simți? Da. Pentru că ce am urmărit noi în acel videoclip este o melodie pop-rock, rock, chiar rock. Pe piața muzicală nu prea se găsește spațiu, da, pentru acest gen muzical. Acolo trebuia să-mi arăt eu calitățile vocale, dar poate nu ieșea acea latură artistică, să spunem, artistică, din mine, sensibilă, da? Care ești. Și de acolo am spus, haide, aici trebuie să schimbăm ceva, trebuie să fie ceva, da, care... să vorbim un pic de acel moment dificil din viața oricărui om, când nu ești înțeles și nu ești încurajat. Este foarte greu. Deci dai înapoi, nu mai dai din, greu. Mi se din ceea ce poți. Sunt plinuță, că... nu fac bine când mă așez în fața camerei. Deci erau numai lucruri care pe mine îmi făceau la un moment dat să mă simt urâtă. Și într-o zi, eu mergând pe stradă, dacă nu mă claxonează mașinile, pentru mine este un semn grav. Este ceva care nu funcționează. Așa te obișnui, da, să fii. Deci trebuie, da, este ceva. Înseamnă că nu mai apară niciun fel. Și mergeam în acea zi și sunau mașinile și claxonau și zic, măi, trebuie să-mi spună mie cineva că nu sunt bine. Să mă convincă că eu nu sunt bine, când eu, în schimb, sunt bine. Adică de ce trebuie să cred eu pe cineva când eu sunt bine? Când eu, când mă privesc, mă văd frumoasă. Când văd că ceilalți mă admiră. Adică înseamnă că... Când tu te simți frumoasă. Mă simt bine. Și da, am spus, bun, și dacă eu voi face, nu știu, niște schimbări, că toată lumea spune cum să te schimbi, eu sunt convinsă că acea persoană nu va face oricum nimic. Și așa a fost. Da? Până când am spus, eu de azi mă voi îmbrăca. Am un stil, îmi plac rochile lungi. Clasic, plac, elegant, da. Da, consider că la un eveniment o rochie lungă e decentă și frumoasă și respectă plus, și lumea, da, din jur, da. Este stilul meu, cântând și mai multe genuri muzicale. Am zis că se potrivește mai bine cu ce cânt eu. Cu orice stil, da. Da. Și îmi place acea eleganță deodată. Și plus că ești o doamnă, adică fără doar și poate. Da, și am zis, mă îmbrac așa cum îmi doresc eu, nu neapărat cum se spune geacă de piele, dacă eu nu mă simt așa. Nu sunt acel gen. Nu mă regăsesc. Și nici nu cred că ți s-ar potrivi, adică lumea nu te-ar recepționa ca o, da, asta am spus, prezență elegantă, da, și am văzut respectată. Că așa este, da, bine, de atunci mi-am ales repertoriul meu, mi-am impus și un repertoriu. Este foarte greu când ajungi în locații noi să aduci un repertoriu nou. Dar dacă știi să faci acest lucru, oamenii își vor dori acest lucru. Este frumos. Un pasaj un pic mai greu, dar nu este imposibil. Cum îți alegi ținutele? Ai rochii foarte frumoase. Am o croitorie unde mi le fac. Extraordinar că... de bine făcute înseamnă. Da. Da, pentru că eu am nevoie de foarte multe ținute. Cred. Și este o mică, mare problemă. Dar când mă duc, de fapt este un prieten de-al meu de vreo 20 ceva de ani de zile care îmi face aceste rochițe și nu prea iubesc culorile închise. Am câteva rochițe închise la culoare, dar eu fiind o persoană vie, cum să spun, îmi plac culorile. Orice să fie culoare. Și frumoase, da. Da, să fie colorat, pentru că nu toate sălile sunt foarte bine luminate. Dacă mi-aș pune o rochie închisă la culoare, ar fi ceva așa care nu prea se vede și bine. Și în general, invitații cred că adoptă rochia neagră clasică și da, tu ca să fii distinctă. Da, nu, da, mă simt bine în culoarea, da, neagră. Foarte, da. Trebuie să fiu un model poate prea deosebit ca să mă îmbrac în negru. Nu vreau negru. Nu vreau. Nu vrem negru. O să revenim după un moment de pauză și abia vă aștept în studio înapoi cu noi.
Am revenit în studio cu frumoasa Raluca Ocneanu, este alături de noi și mă bucur că am intrat așa în detaliile ei de frumusețe. Deci nu vrei negru? Vreau negru. Așa. Deci acasă nu am negru. Foarte bine. Dar este totul bej, galben. Elegant, da. Da, nu neapărat, așa mă simt eu bine acum, de ce să spun. Fiecare trebuie, deci o casă este ca o haină. Deci trebuie tu să îmbraci acea haină, nu poate să spună cineva că casa ta nu e frumoasă. Nu, dacă ție îți place, te place, simți e cea bine, mai frumoasă. Trebuie da, să da, te da. Regăsești. Eu am încercat acasă la mine, a devenit așa, ca un fel de micile mele plăceri. Am o casă mare, să spunem, și am și spațiu, am nevoie de spațiu. Nu-mi plac lucrurile mici. Și în aceste încăperi am eu camera mea de studiu, unde îmi învăț repertoriu, unde am microfoane, unde pot să cânt. Deci un studio, practic. Am în... făcut, pentru că trebuie să fie așa, pentru că eu cântând în foarte multe locații nu pot să abordez aceleași melodii, evident, pentru că... Deci mereu trebuie să vii cu ceva nou. Mereu, să... da, și dar mie îmi și place. Deci eu săptămânal învăț. Înțeleg că un fel de a fi este meseria muzica mea. E viața ta, cred. Este viața mea, este meseria mea și iau chiar în general iau lucrurile poate prea în serios, mi se spune, dar mai bine așa. Mai bine așa decât să le iei așa superficial, să treci pe lângă el, nu. Orice lucru, ca și dragostea, ca orice alt lucru, trebuie luat în serios. Cum trebuie luată dragostea, Raluca? Dragostea este dragoste. Adică, dacă iubești, nu mi-am impus ca nu să nu mă aștept nimic de la celălalt. Adică, dacă eu te iubesc pe tine... Te iubesc pentru mine. Te iubesc, nu vreau să știu cât mă iubești tu. Dacă mie mi-este de ajuns cât mă iubești tu și în modul în care mă iubești tu, de ce trebuie să vedem eu te iubesc mai mult, eu te iubesc mai puțin? Asta e cea mai mare prostie care distruge. Eu te iubesc, da. Pur și simplu, da? Și încerc, mi-am impus acest lucru, mi-am educat acest lucru, pentru că noi femeile avem această tendință de vine ambulanța, te salvez eu, o să-ți arăt eu cât de minunată sunt cea mai... Nu. Trebuie să fie așa cum este. Persoana să petrești timp, să fie acolo. Dar este așa. Da. Deci o persoană nu se schimbă. Niciodată. Deci, niciodată. Deci dacă așa ai cunoscut o persoană, nu trebuie să-ți faci iluzii că într-o zi va deveni altceva. Nu va deveni, pentru că nici noi nu ne schimbăm, nu? Te poți exact. Modela în mici gesturi, dar caracterul rămâne același. Nu se Esența schimbă. Omului e același. Da. Deci dacă tu știi clar că ai cunoscut acea persoană, la un moment dat, dacă eu nu consider că nu există persoana greșită. Pentru că dacă nu, doar este oameni greșită, potriviți, nu da? Sunt oameni defecți, sub nicio nu. Formă, doar oameni potriviți. În care te poți potrivi sau nu. În momentul sigur, în care da. Simți că nu te potrivești, întrerupi. Da, e cea mai bună decizie. Să mergi într-o agonie. Aceea este o agonie. Cu speranța că... Nu, nu. Și eu cred că dacă ții la un este om... Este pierdere de timp. Îl lași în felul lui de a fi. Așa este, nu se va schimba, da? Bine, acest lucru îl dobândești cu experiență. Poate la 18 ani nu gândești așa pentru că ți se pare totul foarte... Dar nu înseamnă că nu-ți place omul respectiv sau că nu l-ai iubit sau ceva. Pur nu. Și simplu nu mai merg nu lucrurile. Nu ești compatibil. Nu ești compatibil, da. Nu mai da. Mergi pe aceeași direcție. Da. Nu mergând pe aceeași direcție este un chin. Sau nu duce nicăieri. Sunt lucruri care deja... Eu mă consider o norocoasă. Am iubit foarte mult. Am fost foarte mult iubită. Cred. Frumos. Și pentru felicitări. Mine, dragostea este ceva sublim. Îmi dă aripi. Când iubesc, sunt... Poți să respiri. Da, sunt da. Fericită. Mă face să mă simt bine. Încerc ca o persoană de lângă mine să fie... Să dăruiesc tot. Deci nu am limită. Nu da, pun limită. Exact. Iubirea este iubire. Da. Nu există o limită. Și dacă este așa, este frumos. Cât durează? Deci nu mai îmi fac proiecte ce o să fie peste 10 ani. Nu. Astăzi. Mâine o să fie mâine. După cum vedem, persoanele pot să dispară de la un moment la altul și nu are sens. Da, să asta e o mare greșeală ce lumea face, distruge pentru a proiecta în viitor o relație, de a se asigura că va merge sau nu știu, și de fapt uită că... Că practic, mâine nu știm. Bărbatul ăla nu e închis cu cheia, n-ai semnat pentru el și să nici fie... Noi, și nici el nu are un cuc în pendulă, la ora exactă iese acolo și telecomandă, orice ar fi da, acolo. Deci acolo nu. Și cum vrei tu. Nu trebuie poate să fie mereu așa. Trebuie să construiești și să... Dar ca să da. Se obțină acest lucru, eu consider că, în primul rând, o femeie, ziua de azi, este o femeie independentă. Nu mai este cum...
poate erau mamele noastre care poate depindeau într-un fel de acei bărbați, noi suntem femei care putem să ne alegem aceste situații, da? Avem această posibilitate. De ce trebuie să o pierdem cu niște lucruri care sunt superficiale? Da, eu cred că oamenii care merg împreună în aceeași direcție este se uită, foarte frumos. Și de la depărtare, sigur, vezi că se potrivesc, radiază și plus fiecare își aduce aportul cum poate. Da. Deci asta este important. Pretinzi. Să nu pretinzi, să iei așa cum e așa și cum să asta, și cu bine și cu rău să mergi înainte, să tragi la aceeași casă, ca un pachet și cu fundița care e și stricată, care nu a fost pus bine căpăcelul. Nu contează dacă e fundița ta, e cea mai iubită fundiță din lume. Da. Vezi, și tu știi să iubești. Da. Înseamnă că ai fost iubită și ai iubit. Da. Deci pot să zic că frumos. Pot să zic că da. Și într-adevăr pot să spun că o femeie care este iubită și merită lucrul ăsta. Adică da, nu e iubită așa degeaba. Are ea niște calități acolo. În plus. În plus. Sau da. Le arată, pentru că eu consider că noi toate femeile avem calități, dar poate vii dintr-o familie unde ai fost învățată să fii mai rezervată. Eu zic altceva. Eu zic că toate aceste lucruri și căldura unei femei se simte. Și atunci n-ai nevoie să arăți nimic. Sunt, da, a fi sau a nu fi. Da. E foarte simplu. Deci sunt persoane, cum ai spus și cu talentul, ai sau nu ai. O scripire există. Exact. Pur și simplu. Deci ce este, este și nu se poate construi. Nici construi, nici contraface, nici poza, suntem... Nu ai cum să pozezi. Da, nu da. Ai, pentru că reacțiile sunt atât de normale. Normale, și naturale, firești și naturale, și da. De fapt, asta e de fapt frumusețea vieții. Amândouă. Mă bucur că suntem la unison și sper că și cu dumneavoastră ne-am întâlnit pe aceeași lungime de undă. Cum vedeți, viața este foarte frumoasă dacă știm să ne o facem frumoasă și dacă știm să ne bucurăm de lucrurile simple, mici, să împărtășim această bucurie, această dragoste, să avem ochi frumoși în care să ne stipească. Privim ochii noștri frumoși. Ce să zic, viața e un dar, într-adevăr. Bineînțeles. Și iubirea de asemenea, mai ales iubirea atunci colorează când colorează viața. Tot, când ai și un copil e și mai mare fericirea, pentru că fiecare zi care trece e un câștig. Da, cu și... toate că eu nu sunt acel gen de mămică posesivă. Nu e bine să fii prea posesivă ca mămică, adică e bine să fii iubitoare, dar să nu creezi dependența copilului adică de tine. Adică să încercăm totul să-l lăsăm să... Eu sunt foarte iubitoare și posesivă, dar îl las independent pentru că îl iubesc foarte mult. Am și eu un băiat, un pic mai mare decât băiatul tău. Da, da. Și îl las independent pentru că îl iubesc și m-am gândit așa că oricând... nu voi mai fi lângă el, Doamne ferește, din niciun trebuie motiv. Să se descurce. El trebuie să se descurce mai bine decât da? Aș face eu. Și numai dacă știe aceste lucruri, nu are cum, pentru și că știe, noi îi protejăm foarte știe, mult. Știe foarte multe lucruri și a deprins cam foarte multe și plus că are o grămadă de talente el personal. Uite, nu știu ce mi-a venit să vorbesc de copilul meu, că nu prea vorbesc de obicei, dar așa este, dacă vrei să creezi un om special, creezi de când un e mic. Un om matur și să-l lași să vezi de fapt ce îi place, dacă îi place, să-l lași un pic așa pe exact. Drumul lui. Și eu abia aștept să fie om mare și să fie fericit în viața lui și chiar câteodată să uite de mine și să știu că e fericit acolo. Bineînțeles, asta observ, deci în calitatea mea de profesor vin foarte multe mămici cu acești copii. Nu toți copiii își doresc acest lucru. Și eu chiar întreb, doamnă, dar vreți dumneavoastră sau își dorește copilul? Și în cele mai multe cazuri, de fapt, sunt mămicile. Sunt mămici care poate, când au fost... Mici au... Și-au dorit și nu s-a realizat acest lucru și prin copii se încearcă acest lucru. Dar este greșit. Știu. Este foarte greșit. Pentru că noi suntem noi, copiii sunt o altă viață, o altă personalitate. Da, eu am făcut altfel. L-am lăsat să aleagă ce vrea el. Am făcut ceea ce avem
necesar ca, eu știu, lecții de viață, lecții de școală, lucruri de făcut și în rest l-am lăsat liber și l-am întrebat, ești sigur, așa vrei să facem? Și a fost bine. A fost bine cum simte el, da, și l-am ascultat. Dar întotdeauna trebuie să fie așa. Întotdeauna așa am făcut. Așa trebuie, pentru că degeaba noi ne dorim să fie medic dacă el, dacă vede o injecție, nu poate să stea în fața. În schimb, pot să zic că mi-a făcut o altă surpriză. Eu am fost în lumea asta de teatru, de film, am plecat, deci am plecat de vreme și nu m-am mai întors și nu regret. Nu aș fi fost potrivită, indiferent că aveam foarte multe calități. Da, m-am îndreptat, mi-am făcut familie, m-am îndreptat spre altă carieră și întâmplător acum sunt în televiziune, dar copilul meu mi-a făcut surpriză să fie pe scenă la Music Awards, a cântat cu Ina și Plan Win, deci îți dai seama, mi-a jucat într-un film de Oscar, în nu știu câte reclame și la multe am renunțat, dar am făcut ce a vrut el și m-am gândit. Multe le-am refuzat pentru că nu mi s-au părut potrivite, dar atunci când a vrut el și s-a simțit bine, l-am lăsat, l-am dus și tocmai de aceea am zis să nu îl frustrez, să zic că mamă, dacă tu nu ai făcut, nu mă lași nici pe mine să exact, fac. Exact, ceea ce spuneam eu, adică acești părinți care vin cu această dorință și îmi zice Luiza să spun că desenează superb, nu vorbesc prea mult. Da, am un copil este special. Frumos, da. Deci dacă reușești să fii atât de mândră, este un lucru foarte frumos sunt. Și văd cum ochii tăi deja sclipesc. Deja mămica fericită se vede. Chiar. Și de fapt este o împlinire foarte mare să ne vedem proprii seama. Copii realizați și să fie deja pe drumul lor, da? Da. Pentru că asta este menirea noastră de fapt, să-i ducem pe o strada lor, da? Nu să-i ținem lângă noi toată viața. Da, n-ai cum, oricât de mult ai vrea să-l protejezi, n-ai cum. Dar... și pe tine ca femeie, dacă tu îl ții lângă tine, când el va pleca, va fi foarte greu. Nu, deci, nicio formă. Nu, trebuie fiecare să aibă ocupațiile lui, pasiunile lui. Da, și independență, discernământ, da. Să învățăm. Bine, noi oricum suntem ca doi frați, așa el zice, fata e mama mea. Așa că suntem foarte frumos. Da, e foarte frumos. Ce să mai, într-adevăr, copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Bineînțeles. Și tu ca profesor ai copii... Am copii chiar micuți, da. Chiar îmi plac copiii să înceapă așa de micuți să intre în lumea aceasta muzicală, spun eu, pentru că la început e ca o joacă, dar dacă lumea ta se învârte în jurul muzicii, dacă începi să asculți multă muzică, tu peste câțiva anișori deja ești pregătit pentru această realitate. Pentru că este o realitate diferită, nu ajunge decât să ții un microfon în mână să cânți bine. Și acest lucru al concursurilor, eu nu prea sunt de acord cu toate concursurile. Să spun de ce, pentru că intri pe un... muzica de concurs este o muzică aparte. Muzica care o cânți... Tu și o simți, da, e altceva. O petrecere este cu totul și cu totul altceva. Deci dacă știm să le îmbinăm aceste două lucruri, pentru că degeaba tu îmi iei 10 trofee. Dacă eu te duc la un eveniment, tu nu vei ști ce să cânți acolo. E, uite, să știi, am văzut copiii ăștia că sunt adaptați. Deci cântă înseamnă toate că genurile, au profesori buni, oameni extraordinari. Care fac da. Această meserie, pentru că asta spuneam, degeaba îți formezi vocea și atât. Nu mă interesează. Mă interesează cineva care să știe să te pună și să poți să fii mereu altfel, da? Da, da. Să poți să schimbi, să te mulezi pe situația respectivă, așa, da. Deci înseamnă că acei profesori foarte, foarte buni. Da, da. Foarte buni, da. Pentru că aseară am uitat la început un concurs pe un alt canal. Mie nu mi-a plăcut. De ce să spun că mi-a plăcut acest concurs ce am văzut? Se pune încă în continuare pe acea poveste care să atragă lacrima, că venim dintr-o familie... Da, comercial, da, nu știu cum. Adică toți avem o poveste a noastră. Da, de cum, deci cum nu să se nu? Pune în discuție. Dacă tu vrei să-mi faci o poveste să fie cât de mai mult dramatică, tot reușești. Eu la fel. Deci fiecare avem un bagaj. Bine, dacă privești, eu știu, mai mult de 5 secunde în ochii unui om, deja, deja te înduioșezi și cine știe așa ce. Așa că e foarte ușor să... Deci fiecare poate să povestească despre el. Da, ceva. Beneficiul ăsta secundar de a fi victimă nu ține neapărat totdeauna de demnitate, deși sunt momente care, într-adevăr, sunt emoționante. Nu știu cât e de elegant să le menționez, pentru că de atunci când ești nu pedalez pe acest lucru. Dar adică... văd că, de seama că acești copii când se duc la emisiuni, nu știu ce să facă, sunt întrebați, ei răspund. Și răspunzând, ei sunt filmați, ei nu știu ce material va fi poate difuzat, sau am o elevă la renumitul concurs, am și eu acest an.
acea elevă și a fost la nu știu câte concursuri ca să ajungă acolo, câte probe, câte interviuri. Câte, adică am și eu prietene mici care sunt campioane. Așa, nu. Deci și acolo a fost o întreagă luptă, da. Întreagă luptă, este o investiție foarte mare pentru că a face muzică sau cum se și sport în țara noastră este costos, este, da? Pentru da, că este greu. Nu greu. Este simplu, pentru că nu ai sălile, poate, respective să faci. E foarte greu de la, eu știu, a te respecta pe tine ca ființă, da. Deci modul de viață, da. Ce vorbeam noi, cum te menții, da. Cum te îngrijești, cum mănânci, cum dormi, toate lucrurile și astea. Și după aceea materialul pentru după a putea aceea materialul să și... pentru a face transportul de colo-colo. Deci da. Toate lucrurile astea ar trebui asigurate ca la un artist mare, chiar și unui copil care... Da, este foarte greu. Da, este într-adevăr. Și felicitări părinților și prietenilor mei părinți care au copii speciali care fac niște sacrifici și fac niște sacrifici enorme, da. Sunt chiar de apreciat. Dar merită copiii aceia în mod special. Este o investiție. Este o investiție pe care tu o faci în copilul da. Tău și știi că în timp acest lucru va da roade. Da. Raluca, draga mea, ești o frumoasă și îți mulțumesc că ai venit alături și de noi. Vreau să-mi spui un cuvânt de încheiere înainte să vedem materialul pe care l-am pregătit pentru telespectatorii noștri la final cu tine. Vreau să le spui tu un cuvânt de încheiere. Un cuvânt de încheiere, să fim fericiți, să iubim, da. Pentru că dragostea este cel mai frumos lucru. Din dragoste se naște muzica, nu? Absolut. Da. E foarte frumos și chiar îți mulțumesc că ai fost din alături de noi. Eu. Ce mulțumesc. Material o să urmărim acum? O să urmărim o filmare de la o televiziune cu un alt gen de muzică. Am înțeles. Te așteptăm din nou în studiourile noastre oricând să revii. O să vin. Da. O să vin. Și bineînțeles că te așteptăm să câștigi Eurovisionul. Să fie. Eu simt așa. Bine. Numai bine. O zi bună, o săptămână cât mai frumoasă și mai fericită dumneavoastră și nouă înșine, de ce nu? La revedere! Secundă, că te voi iubi.